Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu. Astă primăvară eram în luncă împreună cu Gheorghiță. Soarele dăruia raze calde pământului. Covorul verde pufos acoperise lunca. Toți copacii se înveșmântaseră cu haine verzi. Gheorghiță îmi arată: aici e cuibul. Priveam cu inima ticăind. Ce minune! Cuibul mic era zidit cu paie și crenguțe. Era căptușit cu puf fin, ca un culcuș de vată. Acolo erau patru ouă albastre, cât patru bomboane. Am vrut să le ating. Gheorghiță m-a oprit. Lasă-le, te rog, venim peste 2-3 săptămâni să vedem pui. Am plecat. Pasărea s-a așezat în cuib ca să le clocească. După o lună m-am dus din nou cu Gheorghiță în luncă. Am văzut 4 pui mici și golași. Mai târziu, puii erau mărișori, iar noi am devenit prietenii lor.